Hai să luăm jumaniacilor și bine v-am găsit într-un nou super genial episod pe cel mai tare canal din lume. Eu sunt Paul și ia spuneți-mi cum vă simțiți după 1 mai, tot așa grași ca mine după 15.000 și 4 beri? Glumesc, nu duc eu 4 beri până geană președinte. În fine, săptămâna asta vorbim despre Alex Alvarez și o piesă super super tare, despre Alex Velea și o piesă super super tare și despre mine și o piesă super super tare. Așa că hai să începem! Primul subiect al zilei este Alex Alvarez, care are piesă nouă și nu de ieri, nu de azi, de vreo două săptămâni și n-am știut de ea. Voi ce faceți? De ce nu-mi trimiteți piesa asta? E super operă de artă. Trec ușor de tine, exact ca Naruto, noi Mercedes Benz, tu Fiat, punto. Dacă aș fi ninja, mi-ar zice Hokage, te bat mai rău decât te bate sunade. Muzica mea îți dă vibe-uri nebune, am plecat în lume să-mi creez un nume. Bă, m-am uitat un pic peste text și peste să văd cine a scris versul. Se pare că el a scris. În cazul ăsta îmi rămâne un singur lucru de zis. Alex Alvarez este un trișor și un manipulator. De unde știa el că mie îmi place Naruto? Ce-ai cu toate referințele astea înspre Naruto? Chiar mi-au plăcut. Și versurile mi se par destul de ok față de obicei. Și mai ales faptul că, uite, în sfârșit s-a dat așa puțin înspre hip-hop și a dat seama omul că nu are voce și... na... mă surprinde băiat, dar nu că-l prind eu, lasă, că sigur face el o greșeală. Nu-mi pasă de vechi, am încredere nou. În loc de cineal am venit în stilou. Multe târfe mă vor doar pentru ele, dar nu pentru lovele, vor doar lovele. Zic că ești flexă, dar nu știi ce înseamnă. Zic că ești poser, îmi zici că e blană. Ți-ai făcut brigadă și tu ca băieții. Tu și cu ei direi moromeții tu... Păi ești nebun la cap? E, adică, ok, nu e o operă de artă, dar e bine. E, adică știm cu toții piesele lui alea vechi și primele lui încercări. Adică, pe bune, e un real progres. Ce se întâmplă cu băiatul ăsta? Oare chiar a venit ziua când trebuie să-l lau ca Alex Alvarez? Nu cred, nu cred. Bun, versurile ca versurile, strofele ca strofele, nu știu ce altceva mai conține o piesă. Hai să ascultăm și refrenul. Doar imaginează-ți lumea crudă în care stăm. Pune suflet în ceva ca să evoluăm. Toți ne vor jos când ne văd că merge bine. Da. Trebuia tu să dai cu piciorul la tot ce am construit până acum. Adică a fost bine până acum, de ce? De ce să fi rămas bine până la final? Nu, a fost bine și trebuia să dai cu piciorul la tot ce a fost până acum. Zici că ești fost avea bine. Scuze, m-a luat un pic valul. Totuși, deși sunt dezamăgit, trebuie să-i recunosc meritele. E un adevărat progres la Alex Alvarez. Am să-i dau un like acestei piese, deși sunt rănit, profund rănit. Și am să vă las link-ul în descriere. Să trecem mai departe. Apropo de piese bune, Alex Velea a scos o piesă nouă, Frige se numește, și în ciuda haterilor lui și ai mei de astăzi începând, trebuie să recunosc că și piesa asta e bună. Frige, frige, frige pielea ei când mă atinge, frige, are ea un fel de a mă convinge să fac orice, cad în cap de dragoste. E scârbă de cum am ajuns. Am ajuns să-l laud pe toată lumea. Ce e cu răutatea mea? Unde e răutatea mea? Mai sunt Paulul care eram. Dar până la urmă e justificat. Până la urmă e justificat. În ziua de azi ajungi pe YouTube să iei strike doar pentru că spui cuiva că e răsfățată. Ce poți să faci? Degeaba există libertate de exprimare și democrație dacă tot discursul tău ești constrâns când faci asta. Adică, pe bune, e doar o falsă impresie a democrației. Și pe YouTube, și în lume, și peste tot. Revenind, știu ce o să zice, știu ce credeți, dar eu când am fost mic chiar eram fan Velea și deși nu mai sunt, nu înseamnă că nu sunt obiectiv acum, pentru că atunci când am fost m-am pierdut pe undeva, nu are sens ce zic, nu? Să recapitulăm, în prezent nu-mi place Velea, da? Pentru că s-a cam lil pampizat. În trecut îmi plăcea Velea, știi? Și mi se pare că piesa asta cuva aduce cu Velea ăla din trecut, care era, bă, calitate, deci chiar scotea băiatul ăsta piese bune înainte să fie cu Antonia. Vă zic, femeile te schimbă, Antonia, și durerea ei în fund l-a schimbat. Mă doare fix în ce cred cei doi de aici. Antonia Vulgaro. V-am lăsat link în descriere cu piesa lui Alex, i-am dat și ei like. Ce de treabă sunt astăzi. Mi-e scârbă de mine. Să trecem mai departe. S-
Să trecem la lucruri mai serioase. Pentru săptămâna asta v-am pregătit ceva super special la care am lucrat foarte mult și a ieșit foarte prost. Dar, în fine, mie de obicei așa mi iese în orice domeniu. Este vorba despre un roast în versuri făcut youtuberilor români. Acum, mențiunea e că eu chiar nu mă pricep să cânt. Eu chiar nu mă pricep la versuri și de multe ori n-am nimerit măsura și ritmul și am fost total pe lângă. 3. Sună destul de prost. 4. Sper din suflet să nu se supere nimeni. E chiar un fel de am încercat să fiu amuzant. Sper că mi-a ieșit. 5. V-am lăsat link în descriere cu acea piesă și de asemenea o să pun acum un fel de preview și o bucățică din ea. Ia uite aici. Yo, yo, fără supărare, asta nu e o piesă, că e o parodie. Qua, am zis să fac un roast, un roast cu glume proaste, tubărașilor român, că s-o întreagă oaste. Primul pe lista mea pe care mă axez e ultra super relevant, Alex Alvarez. Drăcie, atenție, zici că e un muțunache. De-aia să și combina gâdia când reche. Gâdia n-am nimic, ea e un diamant. Atât de bun e albi cărăcioșa la tamant. Dia chiar nu-i frumos, pe vască să-l înșeli. Cu un băiat în minor pe care-l cheamă Shelly. Minor în ale vieții, că pe YouTube e zeu. Băiatul ăsta cu mine să știi că e a meu. De sigur nu v-a scris, e ultra relevant amada. Urcam de sentaxi, urșite că am și dovada. Să revenim la Shelly și la cealaltă iubi. Nu vreau să zic de nimic ca acolo în candubi. Nu zic de ai virginitate că nu e frumos. Deși ce când la ea acasă a dat trecut cosmos. Este doar o glumă, chiar nu știm povestea ei. Dar să schimbă subiectul că devine cam cringe. Hei, apropo de cringe, mi-am amintit de Ana. Nu Angelescu desigur, ci Iuliana, nana. Fetița aia cântăreață ce bea din piscină. Ea și de ce face cringe-ul a prins rădăcină. S-a extins la Gami care mai nu cântăreț. Cânt așa de bine cât e zugre de glumeț. V-am scolat un pic inter... De ce am folosit cuvântul ăsta? V-am motivat puțin, nu-mi vine un cuvânt pentru v-am trezit puțin interesul? Eu zic că e cât de cât, e interesant. Ai link în descriere dacă vrei să asculti toată piesa. Bun, să trecem la recomandarea săptămânii. Săptămâna asta vă recomand un clip foarte, foarte drăguț, făcut de niște străini. Mai exact, tema sau subiectul acelui clip e cum arată hip-hop-ul în 60 de țări, cum sună hip-hop-ul în 60 de țări diferite. Din motive de copyright nu o să redăm clipul, dar v-am lăsat link în descriere, foarte, foarte tare și conține chiar și România. Săptămâna trecută v-am întrebat ce v-ați dori ca fata voastră sau fetița voastră să devină atunci când va fi mare, pentru că, în fine, vorbisem de modele pentru fete și alte cele în clipul respectiv și am 3 comentarii. Desigur, comentariile săptămânii aparțin lui Dana Ștef, care spune: îmi doresc ca viitoarea mea fetiță să devină un adult integru, iar dacă e să mă raportez la planul profesional, să devină stewardess. Foarte tare. Mai avem de la Lilișor, care spune: Mia că... Am greșit comentariul. Mai avem de la Alexandra Florentina, care spune: eu aș dori ca fiica mea să devină moderator radio, ca să aducă zâmbetul pe buze oamenilor și să le încălzească inimile cu vocea sa. Exact ca mine. Să știe ce este respectul, bunul simț și mila și să-și atingă toate țelurile. Exact ca mine. Întrebarea acestei săptămâni este: dacă acum ar veni sfârșitul lumii, cu ce cântăreț sau cântăreață alege să-ți petreci sfârșitul zilelor? Adică pentru tot restul vieții să trăiești doar cu acel cântăreț sau cântăreață și să faci de toate necesare supraviețuirii, nu vă gândiți la prostii. Lăsați răspunsurile voastre în comentarii și cel mai interesant apare în episodul de săptămâna viitoare. Până atunci, dragilor, cam atât. Eu am fost Pau, mulțumesc tare mult că m-ați urmărit. Nu uitați să vă abonați, nu uitați că aveți social media în descriere dacă vreți să vorbim pe Facebook, Instagram sau alte cele. Ne vedem săptămâna viitoare. Numai bine, aveți grijă de voi, Doamne ajută, pa!